Bună seara! Domnule Usate, vă spun așa cum este. Astăzi, când a apărut această știre, în primul rând m-am gândit să vă sun pe dumneavoastră, să vă întreb, dar n-am reușit să dau de dumneavoastră, abia după amiază am reușit să iau legătură. Primul gând care mi-a venit a fost că asta este ori plângerea depusă de către dumneavoastră, ori iarăși este vorba despre același dosar Gorbunțov. Ce puteți să ne spuneți despre acest dosar pornit de către Comitetul de investigație, de anchetă din Federația Rusă. Bun, dar întrebarea mea, la ceva mai pozitiv, bună seara la toată lumea, la toți în studio, la toți telespectatorii, la ceva mai pozitiv, nu vă puteți gândi, că deodată v-ați gândit, cum spuneți dumneavoastră, că ia că oare e plângerea lui Usate, e la bun început. Eu am ascultat și am fost foarte atent la tot ce s-a discutat în studio acum la dumneavoastră, m-am uitat ultimele 2-3 ore ce a apărut în toate mass-media și în Republica Moldova și în Federația Rusă, am mai făcut eu unele concluzii, cunoscând foarte bine a cui sunt site-urile la o persoană, care deservesc o persoană sau o grupare, să spunem, întreagă, și care, într-adevăr, sunt independente. Pot să vă spun un lucru. Prima, vă rog să nu-l ajutați pe domnul Plahotniuc să devină jertfa unor rafuieli politici. Și așa o fac cu Doamne ajută de dimineață pânsară. Pot să vă explic un lucru. Domnul Sade, haideți, înainte ca să ne explicați acest lucru, totuși să răspundeți la întrebare simplă. A fost, acest dosar a fost pornit în urmă... Întrebare simplă, lumea n-a să înțeleagă bine, sensul. De asta vreau să a fost depusă vreo plângere din partea dumneavoastră? Bine, vă rog, dar să răspundeți și la această întrebare. Da, să vă răspund la toate întrebările, cu plăcere. Prima, vreau să fiți atenți. Toate crimele în care a fost implicat Plahotniuc, direct sau indirect, au fost organizate, au avut loc cu participarea lui în perioada până Plahotniuc a devenit mare naționalnic, mare pro-european și președintele lui cel mai mare partid pro-european cu fracțiunii cei mai mari din Parlamentul din Republica Moldova, ca să vă fie clar. Crimele în care el este acuzat au avut loc până la toate apucăturile lui de a veni prim-ministru, stăpân și tot ceea ce se întâmplă la noi. Dar dumneavoastră știți despre care crime în general vorbiți? Pentru că din la dumneavoastră inclusiv în studio de mai multe ori că sunt dosare în România, sunt dosare în Federația Rusă, Italia, Austria, Statele Unite ale Americii și vă spun și altceva. În majoritatea statelor care le-am numit acum, am și statut de martor în mai multe dosare și toate ele sunt legate de Plahotniuc. Prima. Punctul numărul 2. Plahotniuc a decis în decembrie 2016, urgent, să devină președintele Partidului Democrat, după ce el a înțeles că chiar și cu intermediarul, prin intermediarul avocatului lui, Proca oricum vorbește la București. Pot să vă spun să nu fie speculație și să-l arăt pe Gorbunțov cu fața tristă ca Januarie din Răbânia Izaura la Publica TV, nu-i legat dosarul din Federația Rusă cu Gorbunțov, cu Proca și cu toate istoriile. Rușii n-au dreptul să pornească un dosar penal pe ce ține de tentativa de omor asupra lui Gorbunțov. În Anglia, cum n-au avut dreptul și moldovenii să-l pornească? Dar de ce? Domnule Usate, dar de ce n-au ruși dreptul să pornească un dosar penal pe tentativa de omor asupra lui German Gorbunțov, în cazul în care German Gorbunțov este cetățean al Federației Rusă? Bravo, Natalia! Și a fost... Vă răspund foarte scurt. Da. Dacă n-ar fi fost un dosar penal în țara în care a avut loc crima, atunci rușii aveau dreptul să pornească. Gorbunțov e cetățean rus și rușii nu că aveau dreptul, dar iar cam erau obligați să pornească un dosar penal, deoarece nu s-au luat măsuri în țara X unde a avut loc tentativa de omor. Înțelegeți? De asta astăzi Plahotniuc, fiți atenți, fiind cetățean a Federației Rusă, a comis unele crime, fiind cetățean a Federației Rusă, împotriva altor cetățeni a Federației Rusă. Și în statele unde au avut loc crimele, n-au fost pornite cauze penale. Este vorba despre Republica Moldova, domnule Usate. Vă spun lucruri importante, stați puțin. Punctul numărul 2, 7 luni în urmă. Vladimir Plahotniuc cu Costea Bodnar și toată brigada, că altfel nu le pot spune, de la GBC, au depus de urgență cereri
ca să le fie anulate cetățenia rusă și lui Plahotniuc și lui Costea Barsetca și la toată lumea, deși că băieții au înțeles că mâini pe mâini poți fi trași la o parcare și parcați pe vreo 20-30 de ani înainte și ca să nu se întâmple locul ăsta, ca să nu pot fi trași la răspundere, că dacă nu era Plahotniuc cetățean a Federației Rusă, cu Botner și alții, nimeni nu putea fi tras la răspundere. Asta vă dați cum azi să pornească în Zimbabwe un dosar penal sau în Germania, vorbim mai aproape, da? Crima n-a avut loc în țară, omul nu este cel care a săvârșit crimă, cetățean a Federației Rusă sau a Germaniei, statele care le-a numit. Înțelegi, Natalia? De asta, tot bardacul care s-a întâmplat azi în presă până la masă, că Plahotniucul a omorât doi oameni, cum au scris ăștia de la, cum îi spune? Rosbalt. Da, varianta deschidem de din Moldova, știi? Adică, o dat ei știrea, chiar că Plahotniucul a omorât doi oameni, doar așa o scris, înțelegeți? Dar deși a fost asta? Eu am dubic, eu am văzut că acolo mai mulți oameni și al lui Gorbunțov comentau fără nume. Și deci ei în știrea asta au apărut aceleași propoziții care le-a repetat astăzi la masă Gorbunțov la Publica TV. Deci vreți să spuneți, numai o clipă, domnule Sat, ca să înțeleg logica dumneavoastră, vreți să spuneți că această știre care a apărut pe rosbalt.ru, asta a fost special aruncată de către cei din Republica Moldova în spațiul mediatic? Uitați-vă, eu, știți cum, mie îmi place un lucru. Eu dacă am probe să le scot ceva de pe telefon, ori cu Doamne ajută din alte lucruri, eu îți vă arăt. Astăzi neavând probe, eu nu pot infirma, mie mi-a părut foarte straniu că Gorbunțov la Publica TV, astăzi, după masă, a repetat tot ceea ce a dat Rosbaltul. Că am înțeles. Că rușii au refuzat să pornească un dosar penal legat de tentativa lui de omor. Și unde a fost comisă crima? Domnul Sate, eu am înțeles. Da, ca să nu, eu cred că toată lumea care ne urmărește acum a citit această știre de pe Rosbalt. Eu am câteva întrebări, de fapt câteva neclarități. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți persoana cei care trebuie să ne răspundă. Eu m-aș bucura să am acum legătură cu cineva din partea comitetului de anchetă, dar n-am avut posibilitate. Deci, în primul rând, ați spus că nu este vorba de același dosar de tentativă de omor asupra cetățeanului Gerber Gorbunțov, corect? Nu am auzit că în Federația Rusă să existe vreun dosar legat de tentativă de omor asupra. Dar dumneavoastră puteți să ne dați, dacă ați auzit ceva, pentru că astăzi purtătoarea de cuvânt al judecătorii Basmane a declarat că este vorba de statia 30, часть 2, статии 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на убийство, совершенное группа лиц из корыстных побуждений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды. Например, Рент, подготовка к покушению на убийство. Ну, Денчещин читит. Лавой скрип покушение, дала меня читит подготовка к покушению. Покушение это значит. Когато, лотерминат. Я читаю Интерфакс, АСТД Интерфакс, покушение. Идор тут, ну, с доктором Дрепт, он целезит. Спунец, ворог, диспричье до... Я не винуясь в масс-медиа, Наталья. Диспричье до сар есть и ворба. Путец, не спунец, да, ну, есть и ворба, диспри до сарул Горбунцов, аста уну. Ши диспри, ши пи территорул кэру и стат, афос комиса часто крима. Есть и ворба, ди Република Молдова, сау алты цара. Но, видец, не еще не плакут, кому прима, к ну, ляга ди Горбунцов, да? N-are nicio treabă. Doi, că asta cum îi spune, domnul Nagacevski l-am ascultat adien, că este un acord semnat în Republica Moldova și Federația Rusă și rușii trebuie să apeleze la moldoveni, dar domnul Nagacevski de unde știe că crima a avut loc în Republica Moldova? Știți cum, după cum a judecat dumnealui prima? A doilea, știți cum, astăzi chiar să fie o situație legată de Republica Moldova. La cine ați trebuit să adresez în Moldova? La Костя Ботнер, Раду Чижиченко, la Бакалым, Коля Китурага. У них вместо погонов купюры по 5-10 лей. Те, кто ведут себя хорошо, им ставят купюры по 100 лей на погоны. Вы говорите сегодня о каком-то взаимодействии. Вы думаете, сегодня все дураки, я сейчас перечисляю страны, будьте внимательны, не просто так. Испания, Португалия, Россия готовила задержание одной из крупнейших и самых крупных группировок в мире, которые продавали тонны наркотических веществ через Молдову. Тонны. Кокаина, героина и так далее. И что делает наша доблестная юстиция? Когда поняли, что лидеры этой группировки будут задерживать португальцы или испанцы, с перкаколу мы на Москву и ножнус. Дрепкдав, щеневау декларат,
Большая Европа от Владивостока до Лисабона, да, ну, по нас, да, ну, Домнул Сат. Да, Архангел Стотош, сынуским бам субъект. Домнул Сат, сынуским бам субъект. Мастер, кунуаштец детали или часто до Сарши пурши симпл ну путет солидат, сау пурши симпл ну кунуаштец. И у вас шаши нам царес. Без причин до Сары есть ворба. Антрон Досар, я сент мартор. Шип. Инкари Досар, на чест Досар... Далее. О клипа, инкари Досар сунтец мартор, а чест, который фос порнит в Федерация Руса? Да, борбет, ну, да, шин унун Румыния, шин унун Федерация Рус, сигур. Шин инкан доу стати, дали май ласен, к савем диспши дискута шлал тимичин, воспунен кодат. Юну врал, шастас, чеч фач плакутню, кел урдента удивинит пшедентели педеулы инлу на дечембре доме. Шесть предзачит, кнонцелес к капаку, политик, шижуридик, восфи и пус. Де румынь, де англеш, де руш, сау португеш. Шплаходнюк рэп дело девинит президентели партии Демократ, астаз ел спуник ФСБ контролязы дикоту не Румыния. Дика ну контроляз тэн спати ла досару не Румыния. Мэни, дак американи лакузан ландромат, сейчас пуй плаходнюк, оф американи макузы кёлан сунут пидудон, шел и пророс ла лежер ли президентиаля. А шес пуй плаходнюк, коррект? Но идем дежанин цары не антипринцип, тэти балади лестер. Дим покати ной новим форти мултим, дичь ю ворук форти сукчинт, инку дата. Ю корректам анцелес, ка на чес досар, каре афос порнит, ди катре комитетул де анкета дин Федерация Руса, пидата де 30 ноембре, думнявостр фигурац ин калитате де мартор, сау диспре ал досар есть ворба. Да, ну, я сын мартор и на чес досар. И на чес досар сунтец мартор. Дичь ворбиц ку куноштинца де кауза. Ну, știți cum, poate mai sunt încă vreo două dosare, Natalia, mie nimeni nu-mi raportează, că Placotniucu a dovedit cu Doamne ajută în 10 ani, ba să-l închidă pe unul, bie să iei acțiunile de la Victoria și așa mai departe. Adică eu nu pot răspunde, eu sper, deoarece astăzi ați văzut că n-au fost detalii. După așa să iasă organele de anchetă, cu un comentariu, și am văzut că la voi în studio tot s-a discutat astăzi, chiar că rușii ascund din noi. Rușii n-ascund, pur și simplu rușii nu dau la deschidem de pe 5 minute materiale din dosar. Și nu-i dau la Balacir și la mulți am astăzi. Noi mai avem invitați în studio, cred că au câteva întrebări pentru dumneavoastră. Da, da. Ernest Vardanian. Domnul Sate, dumneavoastră a scris pe Facebook că în luna decembrie Plahotniuc planifică câteva, deci are câteva planuri, printre care este și planul de a deveni prim-ministru. Totuși este real acest plan sau nu? Da, și, da, ați văzut că primele două s-au îndeplinit. Boivicul despre Usate cu Gorbuțov a avut loc, în America au plecat. Au rămas două puncte neîndeplinite. Se eliberează unele persoane, despre asta discutăm altă dată, și patru să devii prim-ministru. Tot au rămas în vigoare, adică el merge după planul lui, pe dânsul nu-l deranjează, înțelegeți? Adică el, omul face politică. Azi de dimineață, în seara, la noi acum ai sară în America, îi zi, le povestește de dimineață, săracul, cum suferă el. Las-le povestească la americani cum suferă, câștigă câte jumătate de milion de euro de la Prime, de la retranslarea televiziunii. Bine, de astăzi, lucrurile s-au schimbat. И плюс то, что я слышал у вас в студии, важный момент, я хочу подчеркнуть, что русские, извините, Наталья, русские хотели чуть ли не организовать пиар Плахотнюку за счет этого уголовного дела, чуть ли не чтобы его внедрить еще глубже под американцев. Послушайте, русских устраивает, что есть в Молдове у нас проевропеец Плахотнюк. За евроинтеграцию скоро будет 15%, а еще через 3 года будут голосовать только Виктор Чебану, Долгонюк и Валерий Паша. Понимаете, если оставим Плахотнюка во главе евроинтеграции. Русские, если бы хотели пиар Плахотнюку, они бы Киркоров, когда выступал на 9 мая за своего друга Плахотнюка, Киркоров бы предложил Плахотнюку выйти за него замуж. Понимаете, вот это была бы пиар-акция русских, и вы бы все ахали, охали, абдуциально будет мальчик, девочка, из двойня, после рогата, мать и так далее. Что я ворог фрумос, но респектем dreptul tuturor persoanelor la orice orientare. Da, eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Usate. Din păcate nu mai avem timp. Doar un lucru. Succint. Trebuie să avem puțină răbdare. Eu nu vreau speculațiile din mass media. Iacă vedeți, eu tac, au trecut 24 de ori, eu tac. Eu vreau, știți cum? Visul meu este. Visul meu și cei și eu cer și am cerut deja de mai multe rufșeau. Ca să nu fie povești. Că Plahotniuc борется с русскими танками, поэтому русские возбудили дело. И чтобы не интерпретировали по-своему уголовное дело в США, подчеркиваю,
где Homeland Security, послушайте, я не знаю, там у вас версий в стране было много, у нас вернее, да, есть Homeland Security, где сегодня проходит расследование, связанное с кражей миллиарда из банковской системы, связанное с лондроматом в Молдове, где Плохотнюка рассматривают сегодня. И чтобы не было всех этих... Вы откуда это знаете? Подождите, ну дайте закончить мысль. Есть австрияки, у которых есть претензии по human trafficking. Есть румыны. Сегодня должны собраться следователи всех этих стран, создать совместную рабочую группу, так, чтобы не было шансов ни у кого покрасить политику. Неважно, кто это, Наталья. Плохотнюк, Ботнар, Усатый, Тамара Гварцетели, Майя Лагута и так далее. Понимаете, то есть мы, пусть соберутся следователи всех стран, и румыны с англичанами, русскими, американцами, каждая страна выходит со своими претензиями. Господин Усатый, это вы говорите о том, это ваша, секунду, это ваша мечта, или вы говорите о том, что произойдет, чтобы я поняла, мы тут что обсуждаем? Нет, Наталья, послушайте. Я же не могу сегодня, ну что значит, я что, могу давать команду англичанам, румынам, русским или кому-то еще? Хорошо, но когда вы говорите про уголовное дело по лондромату в США, которым занимается Homeland Security и дело о краже миллиарда, вы говорите, ссылаясь на какие источники? Я говорю, ссылаясь на то, на тех патриотически настроенных граждан Соединенных Штатов Америки, с которыми я общаюсь последние полгода. Все в порядке, не переживайте. Вы там тоже свидетель? Вы там тоже свидетель? Я правильно понимаю? Наталья, послушайте. Давайте, чтобы он спал спокойно. У Плохотнюка и так плохое состояние из-за разницы во времени, тяжелые перелеты, эмоции. Поэтому не будем нагнетать обстановку. Хорошо. Мы поговорим отдельно. Очень коротко, буквально 30 секунд. Вопрос у Валерия Паша. Дом Усатый, да, факт, что дом Плохотнюка и план, но я стадия мама узит. Дальше, интребари. А честно... Dosar despre care se vorbește în Federația Rusă. Deci articolul este calificat ca pregătirea unei tentative de omor bazată pe motivații politică, ideologică, rasială și așa mai departe. Deci logic se leagă doar partea politică. Dacă ne puteți spune, este vorba despre pregătirea unei tentative de omor a unui politician? Uitați-vă, eu nu îmi place, știți cum, eu nu pot dacă vorbesc spune. Așa cum vorbesc așa câte o oră la public, aș nimeni nu înțelege nic. De asta eu pot să vă spun un lucru. Eu acum n-ați vă dau comentarii. Eu pot să vă spun un lucru. Că și ține de parte și unde sunt eu martur și probele care eu le-am văzut, sunt probe grave. Că aici nu mă răz varianta cum s-o deprins Vladimir Gheorghici. Alo, pisatele, răbdi ieși mâine la publică. Halupa, ieși mâine seară la emisiunea Iartă-mă. Пой мне Кристи Табрку Балачиес и лажди меня, шо мы департи. А еще плюс воспунул лукру, Валер. Ел, шам базут, мержи ворба, инчепунт куану думи пайшпе. Анзалежес? Адика ну и повесть, а кай, аму плакуднюк инчарка спуй, к я карушу он торс, йом он торс авиону лурок гозин. Авиону лурок гозин плакуднюк он торс и дичма ди андидзили. Да дуя ми ворма блала мусла и памына шилуй, шиламу цалцы дин кремлин. У ним бла, кто даты ну до дем салпринт нешку металлоискателю, анзалежес? Домнул сад, я мулцмес фарти мул пентру лигатур. Ой, ани ворма плакуднюк, кримили кана увут лок, Валерю. Плохотнюк ера майтари прорузди кат кяр додонам приону кал порти ди прорузди. Aici punem punct, domnule Usatăi, pentru că nu mai este timp. Eu mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Vă mulțumesc foarte mult. Iată,